Doamnelor și domnilor, bună seara! Aproape că-ți vine să-i plângi de milă lui Ciolacu, cum se chinuie el să jongleze cu două idei care se bat total cap în cap. Una este că reforma pensiilor speciale a fost prea mult amânată și trebuie făcută neapărat. Cealaltă, că depopulăm armata, poliția, justiția, serviciile speciale, dacă facem această reformă a pensiilor speciale. Atât de departe merge jocul cu fumigenele contradictorii, încât astăzi Ciolacu a mai recurs la o armă, atacul la Ciucă. De ce nu a zis ceva Ciucă atunci când era ministru al apărării în guvernul care a negociat PNRR? Întreabă astăzi Ciolacu indignat. Cum se leagă toate lucrurile astea, unele aparent surprinzătoare? Care este miza liderului PSD și viitor prim-ministru în câteva luni? Analiza invitaților noștri imediat. Interesant și jocul lui Boloș, o să vedeți, care, de bine ce ne zicea ieri, răspicat că nu e nimic de negociat cu Comisia Europeană, că ce e scris în PNRR e literă de lege și că mai degrabă renunți cu totul la această reformă decât să încerci să modifici ceva, astăzi ne spune că am înțeles cu toții greșit. Să fi sunat Ciucă, nervos că îi se atacă pensia specială de 18.000 de lei, să fi sunat Ciolacu, nervos că se discută de ratarea miliardelor de euro tocmai când să preia el fotoliul de premier? Discutăm și despre asta. Vă ținem la curent în ediția de față și cu protestele din Franța. Oamenii sunt în continuare pe străzi din cauza creșterii vârstei de pensionare la 64 de ani. Dovada că pe oameni îi interesează principiul, pentru că mulți dintre protestatari sunt tineri, mai au mult până la pensie, dar se simt nedreptățiți. Există această stare generală de nemulțumire. Un bun contrapunct în raport cu pasivitatea de la noi. Pasivitate față de prestația acestui guvern, care nu se ocupă de problemele reale ale oamenilor. În schimb, am văzut, dă cu ambele mâini, de dimineața până seara, salarii, sporuri, prime și pensii castelor de speciali și clientelei politice. O să vedeți imagini din Paris de-a lungul emisiunii, le vom comenta inclusiv cu jurnaliști de acolo. Invitații mei la această oră, consultantul politic George Râpă, bună seara! Bună seara! Claris Dinu, redactor șef Hot News, bună seara! Silviu Sergiu, editorialist Newsweek România, bună seara! Și în legătură cu noi, fostul ministru al finanțelor, Gheorghe Alomițianu, bună seara! Mulțumesc foarte mult tuturor! Bună seara! Plăcere! Pare să fie scandal în paradisul statornicului cuplu Nicu Marcel. Ciolacu îl acuză pe Ciucă pentru întârzierea în legătură cu reforma pensiilor speciale. Ciucă o ține pe a lui. Pensiile militare nu sunt, de fapt, pensii speciale. A fost un guvern al României care, secret, și-a asumat anumite jaloane și anumite... În anumiți parametri. Cred că Ministerul Apărării, cred că domnul prim-ministru Ciucă era atunci Ministrul Apărării, Ministerul de Interne, în acel moment domnul ministru Bode era Ministrul de Interne, Ministrul Justiției cred că era domnul Stelian Tănase, avem Ministerul Muncii, era doamna de la PNL. Am înțeles că acum nimeni nu mai dă nicio explicație ce au trecut în PNRR. Până acum, abordarea în ceea ce privește pensiile speciale a fost una electorală. Nimeni nu a avut o abordare, niciun partid politic n-a avut o abordare corectă să rezolve odată pensiile speciale. Avem un PNRR care a fost ținut ascuns, care a avut anumiți miniștri care l-au semnat și l-au trimis la Comisia Europeană la Bruxelles. Din păcate, a fost o greșeală în momentul în care s-a considerat că pensiile militare fac parte din categoria pensiilor speciale. Pensiile militare nu sunt pensii speciale, sunt pensii ocupaționale de serviciu, așa este în toate țările din Uniunea Europeană și din Alianța Nord-Atlantică și nu cred că este oportun absolut deloc pentru niciun partid politic să capitalizeze, să se urce pe un astfel de subiect într-un astfel de moment. Da, ce să se fi întâmplat, Claris Dinu, pentru că ieri
În interviul de la Europa FM, Marcel Ciolacu spunea cu subiect și predicat că nu are nimic să-i reproșeze lui Nicolae Ciucă. La mai puțin de 24 de ore are să-i reproșeze ceva, se pare, că era acolo și n-a zis nimic în legătură cu subiectul pensiilor militarilor. Cum se spune, noaptea este un sfetnic bun, nu? Și când te uiți la analizele politice, la scoruri, la trenduri, ca să zic așa, este bine să dai vina pe cineva. Domnul Ciolacu vorbește ca și cum până acum nu a fost PSD-ul la guvernare. Într-adevăr, domnia sa a fost la Camera Deputaților, nu a fost în Guvernul României, dar oamenii din Partidul Social Democrat sunt în Guvernul României. Are domnul Ciolacu un vicepremier în Guvernul României. Până acum nu putea să discute sau nu putea să discute cu domnul Ciucă, că am înțeles că se înțeleg foarte bine, merg în deplasări împreună, negociază lucruri împreună și vor stabilitate. Nu, este un joc electoral. Acum cineva trebuie să fie vinovatul de serviciu. Păi chiar prietenul Ciucă poate fi vinovatul de serviciu, Nicolae Ciucă? Prietenia fără limite, mai tare ca Chinei cu Rusia, între Nicu și Marcel? Bizar, pentru că cu nicio săptămână în urmă, nu, domnul Ciolacu, într-un interviu, vorbea chiar de un tandem la prezidențiale cu domnul Ciucă premier. Acum se pare că s-au încurcat borcanele. Știți cum este? Când e vorba de foarte mulți bani, pentru că este vorba de foarte mulți bani, e vorba de 3 miliarde de euro, peste 3 miliarde de euro, pe care riști să-i pierzi, pentru că până acum nu ai făcut ce ți-ai asumat, este foarte greu să explici oamenilor. Este foarte greu să explici pensionarului care vine și te votează pe tine PSD și care are o pensie mică sau are o pensie socială, celebra pensie de în jur de 1000 de lei, că tu ai pierdut 3 miliarde de lei pentru că ai vrut să păstrezi niște pensii de, nu știu, de 30.000 de lei, nu? Vedeți discrepa, este foarte greu. Deci, din punctul meu de vedere, este pur și simplu un joc electoral. Aștept mâine să-l văd pe domnul Ciolacu, poate schimbă părerea peste noapte. Poate e vinovat Budăi mâine, cine știe. poate vorbește cu domnul Ciucă și explică domnul Ciucă cum pensiile militarilor, de exemplu, sunt pensii ocupaționale, ceea ce spunea și domnul Ciolacu mai devreme, pentru că aceste pensii speciale, haideți să o lămurim, sunt 10.000 care sunt cele cu magistrații, de judecători, procurori, diversi funcționari, conturi, aviatori, etc. Iar grosul de aproape 180.000 sunt pensiile militarilor. Mm-hmm. Pensiile militare, pensiile de la MEAI, adică polițiștii care ies la pensie, nu? Pensiile de la MEAPN, SIE, SRI și STS. Și acea povară, cum am auzit în discursul public al politicienilor, de 12 miliarde de lei anual pentru pensiile speciale, majoritatea se duc către aceste 10 de mii de pensii, de aproape 200 de mii de pensii militare. Haideți să ne hotărâm ce vrem să facem, da, până la urmă. Bă, mai ales că, nu știu, domnul Ciolacu avea informații despre un faliment pe piața asigurărilor cu vreo 10 zile înainte să iasă ASF-ul și să declare retragerea licenței de la acea companie. Domnul Ciolacu, care are informații atât de bune despre tot felul de subiecte, unele care nici nu-l privesc, n-avea informații despre ce conține PNRR-ul? Încearcă să ne spună acum că unii au negociat, ați văzut, la secret, pe sub masă? Pe 26 mai 2021, domnul Ciolacu era președintele Partidului Social Democrat. Este data în care PNRR-ul este prezentat în Parlament. Nu doar că este prezentat în Parlament, dar prezentarea este urmată de un vot. Votul Euratom. Euratom este proiectul european în care sunt toate înglobate toate PNR-urile naționale. Și ghiși ce? Cei de la Partidul Social Democrat, în frunte cu domnul Ciolacu, au ridicat mâna și au votat PNRR-ul. Unul la mână. Doi la mână, să zicem că au votat în necunoștință de cauză, așa cum li se întâmplă multor parlamentari de foarte multe ori. Păi ești de un an și jumătate la guvernare. După un an și jumătate la guvernare, vii și faci ca Budăi și zici, dom'le, am descoperit niște chestii din PNRR. Păi mă, că am mai zis chestia asta. Cameramanii care ne filmează pe noi s-au săturat de discuțiile astea cu PNR-ul. Cred că ar putea să-l zică din, să-l transcrie din memorie. Adică îți spun ce se află acolo.
Că vorba aia, s-a vorbit în studiourile astea de PNR și de toate lucrurile astea. Și vin domnul Ciolacu, domnul Budăi, îți mirați. E o generație de politicieni mirați. Păi ei miră absolut orice. Adică am trecut mirați de la... sau ipocriți? Că până la urmă nu poți să joci meciul un an jumate și după aia să spui stai că nu știam după ce reguli se joacă, îmi pare rău, că dacă știam nu mă băgam. Evident că discutăm de ipocrizie și chiar de ticăloșie în cazul unora. Dar eu am spus aici acum vreo lună și cred că prin telefon sau prin Skype cu noi erau cam aceiași oameni din seara asta, adică domnul Ioan Omițean. Eu am zis așa atunci, se va ajunge în situația ca statul român să aleagă între a desfința pensiile speciale și a lua banii din PNRR sau a nu desfința pensiile speciale și a merge să se împrumute de pe piața liberă, de la bănci, de la băncile astea pe care în 360 de zile pe an le înjură, în restul de 5-6 zile se duc și iau miliarde de acolo. Statul român asta va face. Nu va desfința aceste privilegii. În niciun caz nu se vor atinge de ele. Eu încerc să lămuresc această contradicție în care pare că ne aruncă domnul Ciolacu, care zice că vrea să desfințeze pensiile speciale, că nu se mai poate, că el a zis de mult că trebuie desfințate și rezolvată problema, și pe de altă parte zice, dar nu se poate, pentru că depopulăm sistemul de justiție, sistemul polițienesc, sistemul MAPN și așa mai departe. Depopulăm toate aceste structuri de care avem nevoie. Păi, cum vine atunci? Le facem sau nu le facem? Care e miza acestui joc? Bun. În povestea cu PNRR-ul, glonțul a plecat și lucrurile nu mai pot fi modificate în niciun fel. Da? Acest PNRR a fost negociat, a fost trimis la Bruxelles, Bruxelles și-a dat ok-ul pe el, rămâne doar să fie implementat. Nu s-a discutat într-un an jumătate de când sunt la guvernare, pentru că nu a venit încă momentul. Momentul este cererea de plată numărul 3, care conține acest jalon, despre care clarez. Dinu spunea că e vorba de peste 3 miliarde de dolari, deci de euro. O sumă importantă, foarte importantă. Dacă glonțul a plecat de pe țeavă, tu nu ai decât două soluții, să te ferești sau să-l încasezi. Problema e cine se ferește și cine îl încasează, pentru că e o chestie de timing aici. Interesul domnului Ciolacu este să-l forțeze pe domnul Ciucă să rezolve odată această chestiune, în așa fel încât, atunci când el va veni prim-ministru, să nu fie pus în situația de a deveni primul premier din istoria acestei țări, în mandatul căruia România pierde 3,2 miliarde. Da? Și atunci vrea ca domnul Ciucă să-și asume chestia asta, știind că lucrul ăsta presupune și niște costuri electorale foarte importante, pentru că acest segment social al militarilor, da, și vorbim de MEI, de toate categoriile enunțate, sunt niște oameni extrem de preocupați de soarta acestor pensii, pierd bani și cei care au 5.000 de lei și 4.000 de lei, adică veniturile vor scădea și în cazul acestor oameni, nu știu, adică vor scădea cele mari, pentru că cu siguranță nu sunt bazate pe contributivitate integral, da. Și pentru că există mereu o alocație. Și atunci ei vor veni să sancționeze la urnă. Asta e foarte, foarte clar. Și militarii sunt disciplinați în general. Când își pun ceva în cap, vin și te lovesc unde te doare cel mai tare. Și atunci domnul Ciolacu de-aia presează încercând să-l împingă pe domnul Ciucă în capcana asta. Domnul Ciucă vrea să evite. Problema e că dacă domnul Ciucă întârzie foarte mult până va pleca de la Palatul Victoria, ieșim din graficul de adoptare și de îndeplinire a jalonului și s-ar putea ca banii să-i pierdem oricând. Și tot pe domnia sa să se dea vina până la urmă. Bun. Pentru că el va fi cel care n-a luat la timp deciziile. Și atunci partea a doua a discursului, aia cu nu putem să facem reforma în felul ăsta pentru că depopulăm justiția, armata și așa mai departe, ce e de fapt? Bun, e ipocrizia, garnitura de ipocrizie la evident dorința foarte, de a rezolva Ciucă problema. Evident că e foarte, foarte multă ipocrizie în discursuri, dar problema e că Comisia Europeană nu ne-a spus ce să facem. Nu ne-a spus cum să facem, ne-a spus doar ce să facem. Adică să avem grijă de principiul echității în povestea asta și de principiul contributivității. Dar să gândim noi un sistem prin care aceste pensii să fie echitabile și să țină cont de... Și putem impozita, putem găsi tot felul de formule de calcul, putem tăia mai mult, putem aplica o impozitare progresivă, să tăiem mai mult din pensiile mari și mai puțin din pensiile mici. Adică tot felul de lucruri și de soluții pot fi găsite. Numai că acești domni joacă electoral în continuare. Da, vedem ce supărare e în Franța și v-am promis că vă arătăm imagini de-a lungul serii cu ce se întâmplă acolo. Supărare mare, tot pe un principiu, de fapt, și anume că va crește vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani, ceva ce probabil mulți dintre viitorii pensionari ai României
iau în ZFLMA. Cum? Ăștia să luptă să, pentru ăștia 2 ani, când probabil pe noi ne paște pensia la 68 sau mai știu eu ce? Ei bine, uite că acolo se poate și uite că acolo e vorba de principiul pe care nu-l înțeleg, de pildă politicienii de la noi, care spun, dar nu ne costă mult la buget pensiile speciale. Ne costă 0,78% din PIB. Ce mare lucru. Avem de unde. Ne permitem. Da, dar e vorba de un principiu și de, și de dreptate. Merg și la domnul Ialomițianu. Acum, lăsăm la o parte faptul că domnul Ciucă, într-adevăr, întrebarea lui Ciolacu e pe undeva validă. Ciucă n-a fost vocal în momentul când era ministru apărării acolo în, în guvernul Câțu. Nu zicea nici pâs despre chestiunea asta cu pensiile militare și așa mai departe. Habar n-am, poate nici nu știa despre ce e vorba, poate nici nu înțelegea subiectul. E foarte posibil. Dar cum devine acum Ciolacu, nu? Și îl trage la răspundere pentru chestia asta, de bine ce erau mari prieteni, domnule Ialomițianu? Sigur, actuala coaliție este într-un blocaj. Hai să nu uităm că PNRR-ul are la bază, deci acordarea... cât a 30 de miliarde, 29 de miliarde de euro, să faci reforme, să devii mai rezistent în fața crizelor, o stabilitate financiară. Iar Comisia Europeană ne-a spus foarte clar din 2018 că și legea salarizării unitare și legea pensiilor sunt nesustenabile și noi am ajuns la 10% în deficitul bugetar în 2020. Deci nu puteau să scape din PNRR reforma pensiilor. Și sigur că Comisia Europeană ne-a spus că ne dă 3 miliarde de euro. Nu-i primim dacă nu facem reforma. Adică nu putea să fie altceva acolo decât reforma pensiilor. Și legat de reforma pensiilor speciale, a venit Banca Mondială, sigur că acolo e trecut principiul contributivității, dar a venit Banca Mondială să flexibilizeze. La armată nici nu se pune problema să anuleze pensiile, ci rata de înlocuire să fie într-un procent 45 și 60% în funcție de venituri, să nu fie venituri, pensia mai mare decât salariul, să nu se mai pensioneze la 50 de ani. Sunt lucruri care trebuie să le facem ca sistemul de pensii să fie echitabil și sustenabil. Chiar dacă, de ce actuala guvernare nu a pregătit o alternativă pentru ceea ce e scris în PNRR, sau ceea ce ne spune Banca Mondială. Nu e vorba să anulăm pensiile speciale. Banca Mondială n-a spus lucrul acesta. A spus că trebuie să fie un sistem echitabil, să fie într-adevăr, dacă se poate, pe contributivitate și să mergem cu varianta de lucru la Comisia Europeană. Noi până acum am făcut numai declarații, s-au făcut numai declarații politice, electorale, fără să rezolvăm problema. Trebuie să mergem cu o variantă. Păi de și lucru. Se va rezolva după dumneavoastră sau sunt gata să piardă banii ăștia? Nu cred că își pot permite, dar să știți că dacă nu se face reforma și acceptată de Comisia Europeană, nu se dau banii, pentru că banii sunt condiționați de reformă. Și legat de 9,4% din PIB privind nivelul maxim al bugetului de asigurări sociale. Nu s-a dus cu o variantă. În seara asta domnul Boloș a spus ceva. Să fie actualizat, să se ia în calcul peste 9,4 rata inflației. Este o variantă de lucru. Eu am negociat cu Comisia Europeană și Fondul Monetar. Trebuie să vii cu o variantă de lucru, că trebuie să pui ceva în loc. Nu declarațiile. Aceste declarații fac rău României, pentru că în momentul în care tu atași PNRR-ul, acesta a fost într-o negociere între Guvernul României și Comisia Europeană. Înseamnă că atași Comisia Europeană. Cum domnul Daia ne spunea că fermierii n-au nicio problemă și sigur că cei de la Comisia Europeană au spus că noi nu avem nevoie de acele despăgubiri. Fac așa o paranteză. Păi dacă noi spunem toată ziua că cei de la Comisia Europeană e de vină, că unii miniștri sunt de vină și noi venim cu alternativă. Vă dați seama ce înțeleg cei de la Comisia Europeană? Mai mult decât atât, ministrul apărării a mai venit și cu o categorie de speciali și a pus proiectul de lege în transparență decizională. L-a retras până la urmă. Da, apropo de ministrul apărării, care era la vremea respectivă Ciucă, eu cred că merită notată și chestia asta. Zice domnul Ialomițianu că se pune în discuție încrederea sau instituția europeană, negocierea cu instituția europeană. Mie mi se pare că se pune încredere în discuție și încrederea în instituția anumită Guvernul României. Și domnul Ciucă nu e la primul semnal că îi lipsește această loialitate față de angajamentele asumate. În mod ciudat pentru militar, aș spune, dar ca politician nu iese deloc.
lipsă de loialitate față de angajamentul asumat de pildă de conducerea PNL când l-a susținut pe Nicu Șordan. A zis, nu mă interesează, n-am eu treabă cu asta. Păi stai puțin, partidul tău a făcut chestia asta. Tu acum îl conduci, trebuie să-ți asumi. A doua e povestea asta. S-a greșit când s-au considerat pensiile militare, pensii speciale. Păi erai în guvernul ăla și chiar dacă nu erai, ai venit prim-ministru, ai luat guvernul cu tot cu PNRR-ul negociat. Eu nu înțeleg chestia asta la domnul Ciucă. Nu... Da, și el face angajamente doar pe persoană fizică, dacă le-a semnat el bine, dacă nu, nu-l interesează sau cum? Da, și din nefericire, situațiile acestea pe care le-ai prezentat, Tudor, afectează în integralitate imaginea Guvernului României, pentru că la Bruxelles, în momentul în care se uită oamenii aia către București, în momentul în care aud o declarație a ministrului muncii, să spunem, sau a ministrului de finanțe, pentru ei, aceea este o declarație, o poziție oficială a Guvernului României. Ei nu stau să se uite, bă, unul e dintr-un partid, altul dintr-un partid, de o coaliție, sau unul... Nu acolo cum avem noi. Noi, de exemplu, ne uităm la un ministru și știm, bă, ăsta nu reprezintă nimic, îl duce, îl ia vorba pe dinainte, nu vă bazați prea tare pe ce a zis omul ăsta. Aia la Comisia Europeană lucrează cu funcția. Adică dacă vine Ciolacu premier, de pildă, o să respingă toate lucrurile pe care le-a făcut Ciucă înaintea lui, da, până absurd, în mai, sau cum? E o chestiune pe care oamenii ăștia n-au înțeles-o. Nu te joci cu lucrurile astea. Pentru că, gândiți-vă că nu există un simplu program de redresare post-pandemie. Comisia Europeană nu lucrează doar cu programul României. Fiecare țară membra Uniunii Europene. Sunt unele programe mult mai complexe, cum înțeleg că este Spania, de exemplu. Sunt altele oarecum la fel de complexe, cum e Italia. Chiar și Germania are un program destul de complex. Au fost unii care au fost mai inteligenți și au făcut un program mult mai suplu și mult mai ușor de pus în practică. Dar ceea ce trebuie să înțelegem noi, înainte de toate certurile astea, este că reforma despre care noi am intrat în democrație cu revoluția și reforma a lui Ion Iliescu, da? Vă țineți minte, la un dat a scris și o carte. Deci reforma reală a statului român este benefică pentru noi, pentru absolut toți din România. Nu are nicio... Asta nu mulțumește Comisia. Nu va ieși mâine, nu știu ce, comisar european sau șefa Comisiei, păstrezi, doamne, gata, s-a făcut reformă, da, în România. Nu interesează pe ea. Pe noi, în primul rând, trebuie să ne intereseze ca țara noastră, exact așa cum a spus domnul Alomițeanu, să fie capabilă ca în momentul în care ai o mică criză, fie că e de tip pandemie, fie că ai un război la graniță, fie că ai, nu știu, o criză financiară pornită de la Londra, de la Frankfurt sau de la New York, să poți să reziști, să nu te mai duci în deficitele astea de 10%, care evident că sunt nesustenabile. Și atenție, noi am depășit 50% datorie din PIB. În tratatele europene se spune că avem voie la maxim 60%. Păi maxim 60% vă zic eu când îi facem, în 2025. În 2025, la începutul anului. Adică atunci când cel mai probabil se vor lua în România niște măsuri cum noi nu am mai văzut nici măcar la criza de acum 12 ani. Mă întorc la Ciolacu pentru că aș vrea să decriptăm până la capăt tot discursul ăsta. Am văzut ce spune, pe de o parte că e greu să faci reforma sau n-ar trebui făcut așa că se depopulează sistemele, pe de altă parte că totuși trebuie făcută, că e îndelung amânată, după care vine și spune... O să mai dureze niște luni până când noi depunem cererea de plată, după aia mai avem câteva luni la dispoziție până Comisia mai ajustează anumite lucruri. După calcule, ne ducem prin septembrie-octombrie. Cum se pupă chestia asta cu ideea totuși că Ciolacu nu vrea să fie el ăla care decontează situația asta? Pentru că la el se va întâmpla dacă o împinge până în septembrie-octombrie. Și aici e ipocrit? Sau poate seamănă rotativă, poate ceva ce domnul Ciolacu știe mai bine și de aia joacă așa. Dacă ar fi să luăm doar după declarații, nu? Dar revenim... Adică ai aruncat trei petarde în trei direcții diferite, hai să vedem ce facem cu ele. Ceva? Da. Deci asta este problema politicienilor români. Sunt în niște funcții, domnul Ciolacu este președintele partidului care este în guvernul României, da? Deci probabil celui mai important partid din guvernul României. Domnul Ciolacu este președintele Camerei Deputaților. Este, teoretic, al treilea om în stat. Da? Numai că nu le pasă. Nu le pasă de acest lucru. Este pur și simplu un ping-pong electoral. O poziționare în aceste negocieri pentru ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă. Până la urmă, lumea își va aduce aminte doar de învingători, nu de cei care au pierdut. Da. Președintele Iohannis a răspuns și el la o întrebare pe subiectul ăsta. Ai zice că... N-a răspuns la o întrebare pe subiectul ăsta. Asta vreau să zic. Ai zice că de la înălțimea funcției prezidențiale
cum s-a mai întâmplat în rare ocazii, tranșează cumva sau dă direcția. Dar hai să vedem ce a zis, de fapt, și dacă realmente atinge obiectivul ăsta. Sistemul de pensii trebuie să fie sustenabil. Asta înseamnă, mai simplu spus, că pensionarii trebuie să-și primească drepturile pentru o viață muncită, dar trebuie să avem grijă ca și peste 10, peste 20, peste 30 de ani pensionarii să-și primească pensia. Asta înseamnă ca sistemul să fie sustenabil. Și scopul reformei sistemului este acesta. Reforma nu se realizează pentru a lua anumiți bani de la unii sau pentru a da bani la alții, ci pentru a crea un sistem corect, un sistem echitabil și un sistem sustenabil. Și exact asta trebuie să fie proiectul pe care mă aștept să îl înainteze Ministerul de Resort, Guvernul, și să fie promovat de coaliție. Nu cred că este cazul să dau eu sugestii de la un microfon din Bruxelles celor care lucrează pe proiectul de pensii, dar trebuie să ne amintim care este fondul discuției. Și fondul este acesta. Pensionarii au dreptul la pensia lor, la o pensie din care pot trăi, o pensie care se calculează echitabil pentru toată lumea și care este garantată a la long. Da, deci președintele Silviu ne vorbește despre fondul problemei. Nu știu dacă mai e cineva care n-a înțeles fondul problemei. Ideea e dacă vrem să facem chestia asta, că politicienii vor să facă chestia asta sau nu vor să o facă. Da, n-a contestat nimeni că oamenii trebuie să-și primească pensiile și să fie un sistem sustenabil și echitabil. Nu e, dar toată lumea vrea să fie. Până la urmă, obiectivul, către asta tindem toți, și chiar dacă unii doar la nivel declarativ. Ce te-ai fi așteptat să la modul ideal? Mi-ar fi plăcut ca președintele să accentueze mult mai apăsat faptul că domnul Ciucă greșește în povestea asta, de pildă. Pentru că domnul Ciucă e total inflexibil în chestiunea asta. Dar, mă rog, președintele poate ar fi trebuit, sau poate președintele nu a reușit și n-a vrut, de fapt, că n-a reușit, n-a vrut să îi sufle în pânze domnului Ciolacu. Pentru că dacă s-ar fi poziționat foarte tranșant astăzi în chestiunile astea, noi am fi discutat despre faptul că președintele e de acord cu domnul Ciolacu. Bine că îi suflă în pânze lui Daia în disputa cu Comisia Europeană. O să vorbim și despre asta ceva mai târziu în emisiune. Adică, bun, apropo de a ales mize, bine că și-a ales miza să-l susțină pe Daia. În fine, dar e o diferență. E o diferență. Și aici fac o mică paralelă cu Franța, dacă tot ne-am uitat la acele imagini. Din motive istorice diferite, suntem cam în aceeași situație. În Franța, după mai 68, a fost un boom demografic, știm cu toții, după revoluțiile celebre de acolo. Și la noi, după decretul lui Ceaușescu, cam în aceeași perioadă, sfârșitul anilor 60, a fost și în Franța și în România, peste vreo 10-12 ani, intră în plată pensiile acestora, pensiile copiilor celor care au fost în mai 68 în Paris și au demonstrat, și decăței, da? Președintele Macron și președintele Iohannis sunt amândoi la al doilea mandat. Și amândoi sunt doi președinți în două țări care trebuie să facă niște reforme de substanță. Și cam aici se oprește tot. Și cam aici se oprește tot. Pentru că încep diferențele. Diferențele sunt că domnul Macron, deși a ajuns la cea mai scăzută cotă de popularitate, 27-28%, nu mai știu cât erau ultimele cifre, și a asumat chestia asta. Cu toate riscurile de rigoare, cu riscul ca Parisul să se pentru societate. Fiind o reformă care să asigure supraviețuirea societății, știi, pentru că imaginați-vă că de peste 10 ani în Franța nu se mai iau pensiile. Adică, exact. În ciuda ei, ca să zic așa, să mă plătească cineva pensiile, trebuie să faceți chestia asta, sacrificiul ăsta. Exact. Că dacă nu, poate voi nu vreți să ieșiți la pensie la 64, dar o să rămâneți fără pensie cu totul. Care au ieșit în stradă, măsurile lui Macron îi vizează, pentru că sunt oameni care acum au probabil 40 de ani și care protestează, 40 ceva de ani, care vor trebui să-și primească pensia. În România, însă, politicienii, președintele, altfel, nu și-au asumat chestiunea asta. Nu și-au asumat acest lucru, deși președintele, bine, sunt și diferențe de sistem constituțional, Franța e
o republică semiprezidențială mai accentuată, ca să zic așa, adică președintele are ceva mai multe puteri, dar și în România, domnul Iohannis poate ar fi putut să împingă, să facă această presiune publică și să miște lucrurile în direcția în care trebuie. Eu bănuiesc o tensiune destul de consistentă și în interiorul PNL-ului din cauza poziționării domnului Ciucă. Dacă e să mă întrebați pe mine cum am văzut lucrurile astăzi, că domnul Ciucă era realmente iritat de tema asta și probabil a avut discuții și cu colegi. Și probabil și în coaliție, adică mai mult ca sigur. Da. Ca o completare foarte scurtă la ce a spus Silviu. Totuși, noi nu avem Constituția Franței, dar pe de altă parte, legitimitatea președintelui îi da, dată e vot de numărul direct, de da. Voturi directe, îi dă acestuia șansa de a transmite direcția morală și de a transmite inclusiv niște principii, inclusiv guvernanților. Iar lucrul ăsta noi nu prea l-am văzut în ultimii 8 ani și puțin de când președintele Iohannis se află la Cotroceni. Au fost mici excepții cu elefanții și așa mai departe. Dar pe de altă parte nu am văzut în momentele importante că președintele iese ca un adevărat capitan de navă și să spună oameni buni, poate că această... Capitanul de navă nu mai e. Poate că această decizie nu este cea mai populară, dar este benefică societății și comunității și poporului român pe termen lung. Și trebuie să înțelegem că trebuie să mergem pe calea asta. Nu am avut parte de asta. De momente. Încercăm să ne dăm seama, imediat ce revenim după publicitate, cât de mare e pericolul pe care îl invoca ieri Marcel Ciolacu ca justiția, poliția, serviciile să se depopuleze brusc odată ce se face reforma pensiilor speciale. Și o să vorbim chiar cu cineva din interiorul sistemului. Pentru că e interesantă teza asta, că oamenii ăștia nu mișcă, nu fac nimic, nu văd niciun rost pe lume, decât dacă au la orizont perspectiva unei pensii speciale plătite mai mult de la buget, perspectiva unei pensionări de vreme și așa mai departe. Rămâneți cu noi! Dacă în acest moment noi luăm ad literam ce ne-am asumat în PNRR, depopulăm Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Justiția și toate serviciile din România. Dacă dorim acest lucru, eu nu-mi doresc acest lucru. Mergem ad literam și nu vă supărați. Acel guvern era condus de un prim-ministru de dreapta. Acel guvern era un guvern de dreapta. Eu nu știu cum niște oameni, după ce au ținut PNRR-ul ascuns de către toată lumea, poate au făcut-o din neglijență, poate au făcut-o din neștiință. Dacă venim corect, pe perioadă îndelungată, niște argumente, cum trebuie să nu depopulezi, totuși, deci am înțeles, nu anumite vreți sisteme. Să renunțați... Nu putem renunța la acest lucru. Am înțeles. Creăm un haos în România dacă în acest moment avem abordarea trecută de Câțu și cu, cum îl chema pe cel de la MIPE în acel moment, cum au trecut ei ad literam în PNRR. Niciun om politic din România decât ei au putut să-și asume o asemenea tâmpenie. Da, hai să vedem cum e chestia asta cu depopularea, pentru că noi înțelegem de la domnul Ciolacu că pe oamenii ăștia doar asta e mână, pur și simplu la serviciu. Că sunt judecători, că sunt polițiști, că sunt militari, că sunt diversi funcționari speciali care vor primi pensie ocupațională. Ni se alătură și Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol din Poliția Română. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cum vedeți declarațiile astea? Că îi știți pe oameni la firul ierbii. Câți dintre ei vin la serviciu doar visând la momentul în care vor ieși la pensie la 45 de ani, cu o pensie mai mare decât a celorlalți, cu o pensie care nu e bazată pe contributivitate, ci e bazată mai mult pe bugetul de stat? Aș începe cu câteva observații. Astăzi, polițiștii nu pot ieși la pensie la 45 de ani. Este un șablon pe care îl tot auzim constant, însă acesta nu corespunde realității și prevederilor existente în vigoare. La cât pot ieși, domnule Andreica? Vă rog? La cât pot ieși? La 48? Cel mai devreme pot ieși la 47 de ani dacă au lucrat din prima zi până în ultima zi în condiții speciale de muncă, adică dacă au lucrat în stradă, în operativ.
Nu de alta, dar există o doamnă celebră care a fost la Ministerul de Interne, pensionată la 46, parcă, sau ceva este de genul ăsta, care după aia s-a întors la Ministerul de Interne, consilier special... 42 de ani. Da. Chiar 42, da. Da. Este chiar, foarte chiar, corect, chiar o cheamă doamna Irina Alexe, la fel alături de alte excepții de pe urma cărora noi avem astăzi de suferit. Într-adevăr, a existat un cadru normativ destinat special clientelei politice și mă refer aici la demnitar, secretar de stat, subsecretar de stat, înalți funcționari publici care au putut la un moment dat să refuze să mai revină pe funcția lor deținută de polițiști și astfel i s-a deschis drepturile la pensie. Acum, în primul rând aș vrea să diferențiem puțin pensiile acestea, pentru că nu puteți compara pensia unui polițist cu pensia unui magistrat. Asta din capul locului. Nici măcar condițiile nu sunt aceleași. La magistrat, sigur, există o serie de anomalii, printre care amintesc doar una și revin la sistemul militar de pensii. Magistrații, de exemplu, se pensionează având la bază referința ultimelor luni de activitate ca referință pentru veniturile realizate. Ceea ce înseamnă, de exemplu, că dacă câștigă niște drepturi litigioase în instanță, acele drepturi, fie că e vorba de 30.000 de lei, de 50.000 de lei, de 200.000 de lei, vor reprezenta bază de calcul pentru pensia pe care o vor primi și am văzut anomalii de 40.000 de lei, 50.000 de lei, 60.000 de lei. Acum, dacă ne raportăm la pensiile militare, din start aș vrea și nu înțeleg pasivitatea ministrului Bode și a Ministerului Afacerilor Interne de a prezenta cifre statistice cu privire la numărul de pensionari, la valoarea media pensiei, la speranța de viață a militarilor, ca să vadă toată lumea, de exemplu, că anul trecut, când s-a pus problema indexării pensiilor publice, și să nu uităm, la acel moment pensiile militare nici măcar nu trebuiau să fac obiectul indexării, până la urmă au fost și ele indexate cu 5%, însă la acel moment aveam cifre statisticele de la casele de pensii, din care rezulta că peste 75% din pensionarii militari, care sunt incluși și polițiștii, aveau pensii de sub 2400 de lei. Eu mi-aș dori foarte mult ca guvernul, parlamentul, să înceapă să corecteze pe etape această lege a pensiilor militare pentru a elimina, într-adevăr, acele pensii nesimțite, repet, de pe urma cărora avem de suferit cu tot. Domnul Andrei, dacă îmi permiteți o întrebare, vă rog frumos. Am înțeles că pensiile nu sunt atât de mari, dar pe de altă parte, în momentul în care te pensionezi la 47 de ani, păi mă scuzați, dar și o pensie de 2000 de lei pare mare. Pentru că, vedeți, toată România asta, nu România privilegiaților, vorbesc de România, ăștia care probabil se uită la televizor, noi ăștia patru din studio și mulți alții, noi ne pensionăm pe la 65 de ani. Adică, dumneavoastră veniți și ziceți, doamne, s-a pensionat omul la 47 de ani și nu are decât 2400 de lei pensie. Păi da, dacă de la 47 de ani ar fi muncit până la 63, 64, 65, poate că ar fi avut și el o pensie de 4500 de lei, strict pe contributivitate. Lăsă la o parte că la 47 se poate reangaja, bine mersi, în altă parte, cumulând pensia cu salariu. Și o să-mi spuneți că au făcut nu știu ce munci. Păi vă spun eu că văd zilele acestea că se găsesc droguri în liceele bucureștene și nu numai. De ce polițistul ăla pensionar, sau care se visează pensionar la 47 de ani, nu se duce să-și facă o gheretă sau să stea undeva în școală, să se plimbe printre elevi, într-un liceu, într-o școală generală, pentru a proteja acolo? Am înțeles, nu mai poate să fugă, are 47 de ani, poate are și o burtică, ce să zic, că i-a dat și chelia. Asta e săracul. Dar ar putea măcar să stea într-o școală. Asta poate să facă. Și să ducem și noi vârsta de pensionare pentru polițiști la 60 de ani. Să nu vă șochez cu 65, că s-ar putea să, cine știe, să mă uită polițiștii pe la noi și le scapă berea de mână. Haideți 60 de ani la început. Ați susține o chestiune de genul ăsta? Aveți surpriza să aflați în această seară că vârsta de pensionare pentru polițiști este de 60 de ani conform legii 223. Perfect. Deci astăzi polițiștii se pensionează la 60 de ani. Dar tocmai a spus că se pot pensiona unii la 47 de ani, cei care au stat pe stradă. Permiteți că sunt și prin telefon și este greu să... În funcție de condiția de muncă în care își desfășoară activitatea, și vorbim de condiții deosebite, speciale, și vorbim aici despre pirotehniști, vorbim despre poliții de ordine publică și așa mai departe, vârsta lor scade, dar nu mai mult de 13 ani. Acele cazuri cu pensionări la 47 de ani sunt, cred că, sub 5%, pentru că niciun polițist nu înregistrează activitate în condiții speciale din prima zi de muncă până în ultima zi.
În al doilea rând, astăzi vârsta medie de pensionare înregistrată conform statisticilor este de 51 de ani și 8 luni. Acum, întrebarea este firească a dumneavoastră și o accept. De ce se pensionează sau de ce avem un regim special de pensionare? Păi, la fel ca noi, mai sunt încă 17 categorii de angajați care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare. Și vă aduc aminte aici despre navigatori, piloți... Domnule Andreica, n-am uitat întrebarea de la care am pornit și o să vă rog să ne răspundeți. Dincolo de toate precizările astea care sunt utile, fără discuție, eu vreau să știu dacă această premiză pe care o lansează domnul Ciolacu, că sistemele se depopulează, și pe dumneavoastră vă întreb de cel al Ministerului de Interne, cum să spun, cum vedeți chestia asta? Adică asta este stofa din care sunt făcuți lucrătorii din zonele astea? Unii care abia așteaptă să iasă la pensie mai devreme, să se retragă cu o pensie, repet, care nu-i bazată pe contributivitate, e sprijinită de bugetul de stat? Asta este? Pe timp de criză, cu război la graniță, oamenii din sistemele de apărare și ordine publică așa arată? Că vreau să înțeleg premiza asta pe care ne-o dă domnul Ciolacu. Se depopulează. Deci eu înțeleg că oamenii ăștia vor fi speriați și vor pleca. Poate e mai bine să se curețe sistemul de ei, mă gândesc. În primul rând, este o premisă pe care eu nu împărtășesc, pentru că eu n-am înțeles acest lucru. Prin comentariile domnului Ciolacu, însemna că foarte mulți militari și polițiști vor alege să plece din sistem, pentru că nu vor mai avea încredere în condițiile în care ei au intrat în sistem, raportându-se la niște condiții pe care le-au avut asta la momentul angajării. Deci pe ei asta îi motivează, nu? Nu e o vocație, nu e un sentiment de contribuție, e perspectiva pensiei speciale. Nu e adevărat. Nu se pune problema de perspectiva pensiei speciale. Se pune în discuție întreg pachetul de beneficii, avantaje, dezavantaje. Nu vă ascund faptul că astăzi speranța de viața polițiștilor după pensionare este de undeva la 13 ani, în condițiile în care media pentru celelalte categorii de angajați este de 17 ani și 8 luni. Și eu mi-aș dori, de exemplu, ca după ce ies la pensie, indiferent de vârsta de pensionare, că e 50-52 de ani, să trăiesc la fel de mult ca și orice alt pensionar din România. Ori dacă mâine am crește vârsta de pensionare, pentru că sunt aceste scenarii, cred că domnul Ciolacu s-a referit la aceste scenarii, dacă mâine s-ar aplica 45%, așa cum s-a vehiculat, din quantumul salariului ca pensie, am avea pensii de 1600 de lei. Gândiți-vă că în momentul de față, polițiștii, dacă știu, s-ar schimba acest sistem de pensii, ar ieși cu pensii de 1600 de lei. Și repet, în condițiile în care avem foarte mari probleme în tot ceea ce privește impactul riscurilor psihosociale de la locul de muncă, începând cu speranța de viață, cu bolile cronice și cu toate celelalte lucruri. Sigur, pot să accept, de exemplu, ipoteza conform cărea de mâine, începând, toți angajații care vor intra în sistem vor beneficia de alt sistem de pensii și vorbim despre niște măsuri de predictibilitate. Sau aș înțelege să vorbim despre 3-4 etape pe termen scurt, mediu și lung de modificare a sistemului de pensii și să începem cu acele pensii nesimțite care depășesc chiar 3, 4, 5, de 5 ori salariul minim de economie. Sunt curios și de perspectiva invitaților noștri. Da, iertați-mă. Domnule Iarumițeanu. Acest sistem, ar fi interesant să vedem dacă militarilor și polițiștilor li s-ar acorda aceleași drepturi ca și civililor. Dreptul la grevă, dreptul de a avea al doilea job, toate celelalte drepturi care nouă ne sunt restrânse în momentul de față. Bun, eu repet, mă leg de lumina asta în care pare că politicienii și în cazul de față domnul Ciolacu îi pun pe acești lucrători. Eu nu zic că e bună, e rea sau că lucrurile nu stau așa. Eu încerc să mă lămuresc dacă realmente cu astfel de oameni avem de-a face, cum zice domnul Ciolacu, care la primul semn că li se pun aceste privilegii, drepturi speciale, cum vrem să le numim, în pericol, ei vor dezerta. Domnule Iarumițeanu. A mai fost o situație în 2017 când s-a aprobat o nouă lege a pensiilor și au fost înghețate pensiile militarilor. Au plecat din sistem, dar nu foarte mulți. Instituțiile au mers mai departe. Oamenii au rămas. Marea majoritate a rămas în sistem. Deci nu e posibil ca unii să plece și procurori, dar există un sistem de rezolvare a problemei. Chiar Silviu Sergiu l-a spus, că nu poți, de exemplu, să vii cu un sistem de pensii
pentru perioada următoare și diferit de ceea ce avem acum și să apară un dezechilibru și să apară inechități în sistemul de pensii. Poate să vină cu un sistem de impozitare progresiv a pensiilor foarte mari, foarte mari. Sigur că se pune problema de constituționalitate, se poate merge pe tot sistemul de pensii și cei care au contribuit să primească o reducere substanțială a impozitului pe venitul din pensii pentru că au contribuit. Și se poate face și, adică să se aplice și principiul echității. Dar pensii, într-adevăr, peste 7.000, peste 10.000, 15.000, adică să nu vorbim de pensii de 3.000, de 4.000. Nu. Să mergem pentru pensiile cele mai mari. Și aici, într-adevăr, și Comisia Europeană ar fi de acord, pentru că trebuie să creăm un echilibru în sistemul de pensii. Nu poți să ai o diferență de la 1 la 70 de ori pensia maximă față de pensia minimă. Sunt persoane cu două pensii speciale, care a lucrat în sistemul judecător, până a mers la Curtea Constituțională, au două pensii speciale. Eu cred că societatea ar fi, adică societatea ar trebui să ofere unei persoane o singură pensie specială și într-o limită rezonabilă. Nu te duci pe 40.000, 50.000. Ci Comisia Europeană a spus acele abuzuri pe care le-a spus domnul lider de sindicat. Nu poți în fiecare an să dai în judecată statul și să-ți dea anumite drepturi și să le incluzi în pensii. Sau să îți majorezi an de an, cum se întâmplă în cazul magistraților, cu 10 și 15% pensiile aflate în plată. Nu poți să faci asemenea lucruri și trebuie să iei în considerare veniturile pe care le-ai avut în calitate de judecător sau procuror. Da, mulțumesc domnule Ialomițeanu, mulțumesc Cosmin Andreica, le cer părerea imediat și celorlalți invitați despre subiectul ăsta cu calitatea acestor oameni care, zice domnul Ciolacu, ar fi motivați doar de această perspectivă și ne uităm imediat ce revenim și la ce se întâmplă pe străzile din Paris și alte orașe în aceste momente.